Ziua bună și bine v-am găsit! Sunt Martin și vă invit să urmăriți un show culinar excepțional. Chitara îmi va șopti cine e bucătarul. Partenerul emisiunii noastre este compania Gefest, unul dintre cei mai mari producători ai plitelor de bucătărie. În peste 65 de ani de activitate, Gefest a produs mai mult de 30 de milioane de plite. Tehnica Gefest este ajutorul perfect pentru casa ta. Nu-i place viața tehnită și așezată. Mintea și ușa le ține tot timpul deschise pentru ceva nou. Vegetarianul care a fost văzut mai rar la cravată, Călin Vieru, însoțit de fiul său, Nicu. Bună ziua și bine ați venit în bucătăria noastră. Bine v-am găsit. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, Nicule. Salutare. Deci, acum o să gătim ceva, dar mai întâi de toate o să vă iau la întrebări. Să vedem cât de sincronizați puteți fi. Îmi răspundeți simultan printr-un cuvânt, da, care credeți voi. Munte sau mare? Mare. Bine. Fructe sau legume? Fructe. Bicicletă sau automobil? Automobil. Aha. Modern sau clasic? Clasic. Clasic. Este. Și tradiționala întrebare a emisiunii, cine e bucătarul? Cine va fi astăzi bucătarul? Cineva din camera asta, cred. Cineva dintre noi, da? Sigur că Nicu, fii de acord la acest capitol, în această școală eu sunt de acord director. Da, tu de acord. Tu ești în clasele ucenic primare. Exact. Și acesta va fi un bilet în viața matură. Tu stai în pragul vieții mature, așa ca să-ți prinde bine. Așa că, Nicule, fii de acord. Bucătarul. Bine. Cu cea mai mare plăcere. V-a asemănat foarte mult. Ați răspuns practic la fel. Asta înseamnă genele sau ce se înseamnă? Suntem de un sânge, nu? Da, exact. Bun, am decis. Nicu este bucătarul. Da? Noi doar îl ajutăm. Întocmai. Bun, hai să vedem ce gătim. Astăzi vom găti două rețete. Prima dintre însele va fi salata din sfeclă. Pentru dânsa vom avea nevoie de sfeclă, de ceapă, de ciuperci, lămâie și nuci de piept. Și o a doua rețetă care va fi? A doua rețetă, și cum se numește? A doua rețetă se numește mujadara, o mâncare arabească. Ingredientele necesare pentru această rețetă vor fi linte, orezul și chimena. Apa ferbe, da, și avem plita Gefest. Sunt partenerii noștri în această emisiune. Să vă familiarizez cum funcționează. Așa, deci, Nicule, uite așa, de aici, mărim aici volumul, da, de cât avem nevoie. Ok, 9, stabilim, da, e bine. La fel și cu celelalte. Deci, Gefest este miracolul la bucătăria noastră. Și nu avem doar plita Gefest, avem și cuptor, avem și mașină de spălat vase, așa că nu va fi nevoie să ne trudim noi până la final. Bun, eu zic să începem. Și tatălui ce îi încredințăm? Să taie ceapa, eu zic. Încredințăm, da, sunt totalmente de acord. Numai dacă este de acord. În primul și în primul rând, lăsați-mă mai mult cu inspecția. Da. Eu sunt revizorul. În acest caz, o ceapă, bine, sunt de acord, o tai și eu, ca să mai scap o lacrimă, ca să înclin mai mult spre o telenovelă decât cine e bucătarul. Okay. Ca să vom avea mai multă priză la spectator. Da, de acord. Dar ce facem cu lintea? Lintea o turnăm în apa deja fierbântă. În apa, da? Deja care... Care a fiert, da. Aia deja fiert. Care deja fierbe. O lăsăm la fiert cam cât? Vreo 10-15 minute. Vreo 10-15 minute. Așa, ok. Bun. Și în rest tu te ocupi de sfeclă, de celelalte, da? Da. Bun. Tu ești șeful, tu faci ce vrei. Să ne spuneți, vă rog, așadar, tatăl și fiul, cât de des gătiți împreună? Mai știu. Dimineața începe mereu de la bucătărie. Da. Eu sunt primul care îl trezesc pe Nicu. Știu în, timpul anului în timpul anului școlar. Și se gătește tradițional un mic dejun, pentru mine ceva vegetarian, pentru Nicu e mâncarea lui preferată matinală, sunt ochiuri sau o omletă cu o cafea îmbunătățită cu lapte. Eu cred că și telespectatorii sunt curioși să afle de câți ani ești vegetarian. Vreo 15, cred că. Wow, 14-15. Ce te determinați? Am o vechime, de acum pot să mă consider veteran în acest domeniu. Cu siguranță, da. Și cu profesionist, să zicem așa. Cu stagiu, cum s-ar spune, da. Cu vechime, da. Cu vechime, da, cu exact. Vechime. Ce te determinați să faci acest pas? Mai degrabă prin convingere. N-am fost determinat de vreo religie, de cabalism sau de alte feluri de ocultisme. Cum e la alții, da. De mult este demonstrat că acest stil de alimentație ne va ține departe de Alzheimer.
ne va ține departe de Parkinson. Extraordinar. Ne va ține integră facultatea cognitivă. Și, și ne va da vigoare și vitalitate celulelor nervoase, vaselor care drenează și, și alimentează creierul. Și acest stil de viață nu-mi lasă într-un mod obraznic să-mi crească burta. Nici bine într-un zis, caz, într-un mod obraznic. Nu-mi lasă într-un mod exagerat de rău să-mi urce chelia în cap și nu-mi distruge sufletul. Colosal. Câte beneficii. Da, câte beneficii. Extraordinar. Bun. Ce se întâmplă, Nicu, aici la tine? Tu te gândești și tu la calea asta a tatălui cu, cu mâncarea? Deocamdată sunt îndrăgostit în carne și nu pot lua așa decizii drastice, din păcate. Dar, și radicale. Și radicale, da. Și radicale, da. Dar este o cale, da, foarte sănătoasă. Mm-hmm. Sunt totalmente de acord pentru că sunt dovezi deja. Eu sunt sigur că tu ești mândru de tata, fiindcă poate să facă acest lucru. Foarte mândru și preconizez și pentru mine în viitor o posibilă schimbare în dieta mea și în mâncarea de cotidiană. Uleiul s-a încins, da, Galina, hai să dăm ceapa aici la tigaie, să se călească. A tăiat-o foarte bine. De atât a gătit, de acum sunt vaccinat și la ceapă, măcar o lacrimă să-mi scoată. Nu mi-a scos nimic. Înseamnă că inspecția o să fie foarte dureroasă, da? Dacă nici măcar o lacrimă nu a fost scosă. Asta este, fără emoții. Stimați telespectatori, ca să știți, Călin nici nu consumă alcool de vreme. Așa am înțeles, e corect? Doar de vreme. Doar de vreme. Doar de bun. Vreme. Uite, dacă aș trece de partea vegetarianilor, eu nu știu, cu puțin vinișor, un roze seara, e cu soția acasă, e, mi se pare, te-ai lipsit de multe lucruri. Începe, nu mă treceți în tagma... Nu te trece. Spartanilor. Da, da. Deci până la urmă găsești plăcerea în ceea ce faci și găsești acest lucru mult mai parfumat. Am înțeles că fiica, într-un fel, îți urmează calea în convingerele tale, nu? Ea începuse, nu e o simplă vegetariană, dar a fost un lung timp vegană, adică un vegetarian ortodox. Când vedea o mâncare nemțească, un ciolan de porc plutind în untură și slănină, era gata să declare greva foamei pe 3 săptămâni de zile. Asta când era mai mică, nu? Da. Acum, slava Domnului, am convins-o să totuși să devină mai moderată, să nu fie atât de ortodoxă, să nu fie atât de principială. Totul cu măsură, da. Cu măsură. Deci a început să guste și să mănânce chiar de acum din brânzeturi și din lactate. Eu cred că formula asta este cea mai bună. Cea mai bună, mai ideală, da. Fiindcă hrana noastră, cea mai populară și cea mai frecventă, hrana noastră de toate zilele, de la începutul secolului 21, este stresul. Și nu-l putem combate printr-un vegetarianism ortodoxal. Trebuie să-i dăm și ceva brânzeturi. Exact. Trebuie să-i dăm și ceva lactate. Să delimetăm totuși, da, până la urmă, da. Cam așa. Hai să vedem, Nicule, ceapa ce-i cu ea? S-a călit? Ceapa deja s-a călit, putem și să punem și sfecla, da? Desigur. O mai prăjim o leacă totuși, da, să mai... Eu cred... Da, eu zic să facem un pic mai tare volumul, da? Așa. Acum să-mi spui, Nicu, întrebare către tine. Cum e să fie nepot al celui mai iubit dintre poieți? Sunt extrem de mândru și nemaipomenit de fericit că am avut prilejul de fi născut într-așa o familie, alături de așa oameni ca bunelul meu, ca tatăl meu, mama mea, bunica mea și... Nu pot să-mi exprim demnitatea lăuntrică care o am față de familia mea și pentru cei ce au dobândit noi pe parcursul toți aceștia. Frumos, ești un norocos, zic eu. Tu ce zici, Călin, la capitolul ăsta? Cum e să fii fiul celui mai iubit dintre poeți? Este un mare atu să moștenești așa un nume. Acest nume îți netezește calea, îți ușurează urcușul, îți... Descălcește. Dar și responsabilitatea e mare, da. Ajungem și până la asta. Eu acum vorbesc despre lucrurile care îmi ușurează viața. Da, exact. Fiindcă toată lumea, deci, doar despre acest aspect vorbește. Și ca să nu iasă din vorba lor, din gura lor, acest lucru o spun eu. Da, îți descălcește anumite căi încălcite și îți deschide multe uși. Acesta este adevărul pe care îl recunosc. Dar
vorba ta și responsabilitatea este extrem, extrem de mare. Ceapa s-a călit, putem să punem deja și sfecla. Și sfecla, da. Ce facem cu aceste nuci de pin? Eu zic să le tragem la tigaie, puțin să le rumenim, da? Mai avem nevoie de o tigaie și mai avem nevoie încă de o plită ghefest. O avem, și tigaia și plita ghefest. Bun, hai să vedem. Fără ulei, din câte eu știu. Fără ulei, punem nucile de pin. Călin, dacă ar fi să-l caracterizezi pe marele Grigore Vieru, doar prin trei cuvinte, care ar fi ele? Grigore Vieru, născut sub zodia cumsicădeniei, bunătății și integrității. Bine zis, Nicule, dai și tu? Modestie, altruism și patriotism. Foarte frumos. Eu țin minte, Grigore Vieru scria, prin multele scrieri ale sale, zicea cât caracter atâta țară. Sunteți de acord aici? Totalmente. Exact. Bun. Nu o să ne oprim la politic, o să mergem mai departe. Eu sunt curios, dacă ați încercat vreodată să scrieți versuri? Am scris foarte mult în perioada studențimii și la liceu am scris foarte mult. Poezie. Da. Poezia. Pardon, nu poezia. Stihuit. Am înțeles. Nu era poezie, dar stihuri, da. Sau rime, mai bine zis. Asta știi, ne dă târcoale tuturor, dar da. Depinde care și cât ține. Tu ai încercat să scrii versuri sau te-a făcut ceva, vreun dragostea, nu știu, alte momente să scrii ceva pe hârtie? Desigur am scris și eu, dar nu poezii. Notițe, niște gânduri, aforisme, ceva gen care îmi veneau așa din când în când. Acum aș vrea să întreb Călin, pe lângă ce mai face Nicu aici, cum rămâne cu medicina? Am absolvit. Ai absolvit, dar nu știu dacă ai și profesat. Am profesat mai mult de 12 ani. Aha, iată, asta pentru mine deci este noutate. Deci nu sunt deținător de diplomă. Am avut experiență bogată. Am deci avut ca și medic neurolog, da? Pacienți mulți și am fost apreciat ca doctor neurolog, dar cu specializarea în acupunctură, cu studii făcute la București. Și apoi mi-am luat această ramură destul de îngustă, cu doritori foarte mulți, cu o armată de pacienți care și până acum mă caută. Curios lucru, dar și până acum mă caută pentru ședințe de acupunctură. Pe mine m-ar interesa care este formula dumitale de succes în afacere, fiindcă știu că ești un om de afacere de succes. Dacă m-ați întrebat de Universitatea de Medicină, păi atunci am și un răspuns așa, pus pe glume. Hai să vedem, că nouă ne place umorul da. Și gluma. Atunci când mă întreabă oamenii ce facultate ai absolvit, răspunsul este că am absolvit Universitatea de Stat de Medicină din Chișinău, de unde ies foarte buni oameni de afaceri. Și de aici de acum vine, da. Și de aici de acum vine întrebarea dumneavoastră, care este succesul? Care da, rețeta succesului, într-un fel, da. Rețeta succesului în studiile medicale. Ar fi în afaceri. Logic. Deci una fără alta nu există. Da, se lipesc una de alta. În primul rând studiile medicale. Nu neapărat medicale, mediul în care te afle. 7 ani și apoi masteratul, dacă îl mai faci, medicina se face 10 ani. 10 ani aflându-se într-un mediu de profesori universitari, între colegi care au un anumit nivel de pregătire, un anumit nivel de gândire, un anumit nivel de comportament, o etică, o morală, toate aceste ingrediente... Da, apropo, toate da, aceste, ca să facem o tangență. Toate aceste ingrediente de acum te formează pe tine ca caracter. Cer scuză, să ne voi să vă întrerup. Întrerupe-ne. Ne voi să punem cât mai repede ciupercile. Aici, în tigaie, da? Desigur. Ok. Să le amestecăm împreună cu ceapa. Nucile sunt ok, au prins o coajă frumoasă, deci au o culoare extraordinară. Am avut noi grijă cu Călin de ele. Bun, aici la castronul ăsta ce se întâmplă? Ferbe lintea, e bine. Ghefestul ne ajută în toate. Mai departe, da, punem orezul în... Tot aici. Supa în care ferbe lintea. Mhm. Cam jumătate din vas, da? Da, din ce conține aici, ok. Și punem un pic de chimenă. Hai să punem și, da, chimen. Așa. Și adăugăm sare, doar sare. Multă sare pentru a da gust.
Am zis mai devreme că ești o fire energică și tu, dar și Nicu. Dacă faceți sport, mă interesează. Mai faceți și sport, că sunteți plini de energie. La acest capitol, deci Nicu face sport de performanță. Chiar? Da. Așa că în ce domeniu? Am antrenament în fiecare zi. De 3 ori pe săptămână mă ocup cu trântanul, cum este jiu-jitsu japoneză. Da, asta da. Este arta marțială practicată de samurai din Japonia. Este foarte asemănătoare cu mix fight-ul martial MMA nostru, adică noi practicăm și trânta, și lupta la sol, și loviturile cu mâinile și cu picioarele, și diferite tehnici de durere și strangulare în picioare. Desigur, tu nu ai de gând să aplici toate aceste chestii. Doamne, fere, doar la apărare. Toate artele marțiale erau făcute doar pentru apărare, niciodată pentru atac. Atac, da, exact. Și în restul timpului, practică notul la bazin. Pentru a trezi adrenalina din voi, nu săriți cu parașuta, să scufundări, adică ceva mai extremal, mai extremal, alpinism? Mai feluri mai pașnice, cum ar fi yoga. Am început de mai mulți ani. Yoga se leagă bine cu vegetarienii. Sunt două chestii familiarizate, lipite una de alta și cred că indispensabile, cred eu. Da, da. Care se completează și care aduc o sinergie atunci când le aplici pe amândouă. Deci, pe lângă ciuperci care le-ai pus, aici ce trebuie să mai adăugăm? Trebuie să mai adăugăm ultimul ingredient, care este sucul de lămâie. Aha, și asta probabil pe final, da? Pe mine mă interesează ce profesie ai îmbrățișat sau ai de gând să îmbrățișezi. Deocamdată încă nu sunt hotărât. Da. Am foarte multe gânduri și meditări în privința acestui. Și toată viața în față, da? Toată viața în față. Sunt sigur că vreau să activez în domeniul afacerilor. Aha. Încă nu sunt sigur ce afaceri, dar... Medicina nici de cum. Nu e pentru tine. Nu, nici de cum, asta e. Deci de la tata ei doar afacerile. A, doar afacerile, asta e precis. La ce dar, facultate ai vrea? Adică afaceri ca gestiune, dar de facultăță inteligență artificială ori IT. Aha, sună sofisticat. Contează să iasă și bani din asta? Desigur. Dacă sunt idei și dorințe arzătoare de a face un lucru, mereu este posibilitatea. Nicule, vreau să te mai întreb ceva. Știu că ai făcut și meseria de chelner în unul din localurile tatălui. A cui a fost ideea și dacă ți-a plăcut această experiență? A fost ideea mea. Eu am dorit să încep lucru, să văd ce înseamnă a câștiga banul propriu, exact. Să-mi acumulez experiență în domeniu și în câmpul muncii, să văd ce înseamnă să lucrez într-un colectiv, să ai o responsabilitate, să vii la ora anumită, să execuți careva obligațiuni. 10 ore în picioare. 10-12 ore în picioare, cândva mai mult, ce înseamnă că ai bacșișul tău când îi servești mai bine. Care a fost cel mai mare bacșiș, apropo? Pe zi sau pe masă? Hai zi pe masă. Pe masă au fost, mi se pare, 300 sau 400 de lei. Ho, ho! Călin, vin și eu și mă angajez. Las muzica. Ei, dar asta se întâmplă rar. Am înțeles. 200-300 de mese. Cât contează și localul și oamenii de calitate. Bun. Desigur. Eu zic să mergem mai departe. Mi-a plăcut ce ai zis aici. A fost trucat acest bacșiș? A fost trucat? Ca să fie motivat să rămână. Nu, asta nu e adevărat. Nu zic că ai pus acolo o bancnotă de 200. Cât ți-a adunat pe zi acest bacșiș? Dacă... În mediu se aduna între 150-250 de lei pe zi. Erau și zile mai bune, zile mai proaste, dar mai puțin de 200-150 nu țin minte. Da, nu e ușoară meseria asta de chelner. Nu e ușoară deloc. Eu știu de ce zic, fiindcă și băiatul meu a practicat și acum este la Paris și mai face și acolo, pe lângă alte lucruri, deci mai face un ban și e ok. Bun, acolo ce-i drept, bacșișurile sunt mai mari. Depinde. Și altă mentalitate. Da, eu zic să vedem ce avem aici, că suntem pe ultima sută de metri. Este practic gata, noi trebuie să o scurgem, așa e? Doar hai, trebuie să scurgem. Tu ia cratița și eu o să te ajut, o să țin aici. Mersi mult. Și salata, practic, este gata, da? La da, noi. Și salata, practic, abia aștept să o gust. Și a rămas să adăugăm ultimul ingredient, care este sucul de lămâie. Asezonăm cu lămâie, da? Uh-huh. Gătitul este o adevărată plăcere cu Ghefest. Bun, sucul de lămâie este, eu cred că îl punem aici, după care punem pe farfurie. Și o să-l rugăm pe Călin să ne ajute să punem ultimul ingredient în această care salată. Care este miezul da. Nucii de pin. Da, da, da. Și uite ce culoare frumoasă a căpătat. Romenie. Da, eu zic... Foarte apetizant. Și asta datorită acestei plite Ghefest, care știe să facă minuni. Așa, super, super. Se vede că parcă și la bucătărie ai lucrat, adică ai abilități. Arată frumos, arată bine. Cu siguranță trebuie să fie și gustos. Cred că e suficient. Cred că e suficient. Cred că da. E suficient. Așa.
lăsăm puțin să se răcească salata, așa, iar eu între timp v-am pregătit ceva. Noi o să vă oferim împreună cu partenerul emisiunii GFest și cadouri. Dar nu înainte să-mi răspundeți și la niște întrebări. Ușoare. Ar putea să existe foc în alt loc din univers? Fals sau adevărat? Nu ar putea să existe, cu excepția soarelui, în opinia mea personală. Mi se pare logic, ce zici? Adevărat. Deci, soare n-arde, da. Ce înseamnă o minte tânără. Deci aveți un șorțuleț de la GFest. Acum aveți șansa să vă faceți, să vă pricopsiți cu niște mănuși de la GFest. Așa. Doar dacă îmi răspundeți la următoarea întrebare. Regele lui al XVI-lea a spus că este o delicatesă. Iar regina Maria Antoniet își împodobea părul cu florile acesteia. Cum credeți, despre ce legumă este vorba? Mi se pare că este cartoful. Ți se pare bine, ți se corect. Pare. Bravo! Nu știu istoria. Da. Bravo! Nu numai cu ajutorul lui meseria de a găti, dar și istoria. Exact. Ce înseamnă o minte mai tânără, da, Călin? Deci, mândru, tatăl de fecior. Bun, acum avem și mai multe lucruri avem aici, dar acum să dăm la bătaie tocătorul care este foarte necesar în bucătăria fiecăruia dintre noi. Așa, și întrebarea. Numiți cu un singur cuvânt orzul, ovăsul și hrișca. Într-un singur cuvânt, cum ar fi? Cereale. 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 Bine, și asta este al vostru. Deci, mai avem un tricou de la partenerii noștri, GFest, și o întrebare pe potrivă. Cum se numește modul de fierbere al pastelor? Uite aici, Călina ar trebui să știe, care le dă o textură moale pe din afară și tare în interior. Denumirea e, după mine, dacă nu greșesc, este al dente. Corect! Tricoul este al tău, sper să-ți fie pe potrivă. Mai avem un cuțit și o întrebare pentru voi. Să-mi răspundeți, adevărat sau fals, prin fierbere sau călire, spanacul devine compact, astfel ca într-o porție de spanac fiert vei avea cu 75% mai mulți nutrienți decât într-o porție de spanac crud. Spanacul fiert devine mult mai bogat în nutrienți. Nutrienți, da. Aha. Mi se pare corect. Adevărat, adevărat, adevărat. Deci, adevărat. Ați câștigat pe bună dreptate toate aceste cadouri, ba chiar și un catalog cu toate produsele GFest. Toate sunt ale voastre. Vă mulțumim! Vă mulțumim și noi! Vă mulțumim! Iată că suntem la momentul când trebuie să gustăm ceea ce a făcut în mare parte Nicu, dar și noi l-am ghidat. O, Doamne! Foarte gustos! Eu sunt curios de aici să văd. Ce spui dacă are un viitor în ale gătitului feciorul? Sunt bine? Foarte, foarte mândru de Nicu. De acum înainte știu cum mai are o specialitate. Nu va muri de foame. Exact. Are un viitor mare. Cu siguranță așa va fi. Eu vă mulțumesc, Nicu, succese ție. Călin, mersi mult pentru toată informația care ne-ai adus-o astăzi nouă. Mulțumesc și partenerului nostru, GFest. Inspirație la tine acasă. Dragii mei, vă urez numai bine, o carte pentru suflet și vă aștept să răspundem împreună cine e bucătarul la următoarea emisiune. Și nu uitați, aveți grijă de omul din voi.